Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna iunie 2022, etalare pentru Zodia Capricorn, ascendent lună în Zodia Capricorn. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. A ieșit un mesaj suplimentar, acela este 4 de cupe. Reevaluați anumite situații din viața voastră, mai ales din punct de vedere emoțional în luna iunie. Sunteți foarte dezamăgiți de comportamentul cuiva sau cineva încearcă să vă facă speranțe deșarte. Deci nu vă puteți, atenție să nu vă încredeți în anumite povești, în anumite lucruri spuse, pentru că s-ar putea să nu decurgă lucrurile așa cum vi se spun. Și aici tindeți să suferiți, să vă pară rău, deși ar apărea variante noi, nu vedeți decât varianta respectivă. Acolo rămâneți un pic marcați, deci aici trebuie să acordați atenție. Vom începe cu energiile principale pentru fiecare săptămână în parte, după care vom vedea ce va mai fi. Haideți să vedem pentru prima săptămână. Pentru prima săptămână avem un valet de cupe. Apar anumite inițiative, mesaje drăguțe, poate cunoașteți o persoană care vă încântă foarte tare. Poate fi o dovadă de dragoste sau o nouă poveste de dragoste, ceva care vă creează emoție. Doar că totul este un mister. Aici poate fi vorba de o poveste în care cineva încearcă să vă atragă atenția, dar e o persoană căsătorită sau este o persoană foarte greu de cucerit. În schimb, vă dă niște semnale care vă pun pe gânduri. Parcă vă place, parcă ar vrea ceva cu voi. Și nu știți exact ce este, pentru că e ca o energie ascunsă. Nu știți exact intențiile acestei persoane. Pe de altă parte, apar niște vești care vă pun pe gânduri, tot așa, nu-i teamă de necunoscut, e vorba de a descoperi ce se întâmplă acolo, discuții în casă sau legate de un imobil, de o casă sau are legătură cu stabilitate. Probabil veți pune problema clar, băi, ce se întâmplă, ce urmărești, ce vrei, că așteptați ceva cu disperare sau un mesaj, o veste, un semn care va veni și o să vă aducă un noroc. Deci situația vă este favorabilă. În a doua săptămână avem un 5 de bâte care aduce un pic de instabilitate, mai ales din punct de vedere al comunicării sau aici poate fi o situație la locul de muncă sau persoane din exterior care totuși bagă nasul în viața voastră. Puteți avea de a face cu un rac, puteți avea de a face cu semne de foc, exact cum v-am spus. Poate fi vorba de o nehotărâre legată de un drum. Cineva vrea în stânga, cealaltă persoană vrea în dreapta și de aici apare un conflict. Atenție, apar multe rivalități în a doua săptămână, multe discuții care pot duce la scandal, la ceartă, discuții banale, multe înțepături vor fi în săptămâna aceasta și va trebui să fiți foarte selectivi, pentru că victoria vă este garantată atâta timp cât știți exact în ce direcție să o luați. Poate fi o prezență feminină și în cazul domnilor și în cazul doamnelor, care vă dă viața peste cap, o persoană care se bagă și provoacă ceartă și neplăceri în viața voastră. Da, poate fi o persoană care vine de undeva sau pur și simplu apare și vă dă viața peste cap sau ca o rivalitate în dragoste, dar văd că veți face față acestei situații. Haideți să vedem în a treia săptămână. Da, cu siguranță veți face față, că avem un nou de monede care duce foarte multă siguranță de sine, un noroc, un succes foarte mare în dragostea voastră, în bani, în poate fi și în carieră. Ia să vedem aici, au căzut mai multe mesaje. Da, are legătură cu banii și cu dragostea a treia săptămână sau situația, da, care poate începe în a doua săptămână. Aici veți face multe sacrificii, dar poate fi un parteneriat de afaceri și din care veți câștiga ambii parteneri sau aici la muncă puteți să vă îndrăgostiți în a treia săptămână sau la muncă trăiți o poveste de dragoste care pare înfăritoare, dar cu toate acestea parcă suferiți foarte mult, că nu se ajunge în punctul în care vă doriți. Credința va juca un rol foarte important în a treia săptămână, că văd
o supărare sau aici unii dintre voi veți lupta pentru sănătatea cuiva, să se facă cineva bine. Iubiți acea persoană foarte mult. Da, și poate găsiți pe cineva care să vă ajute să... sau care va găsi un tratament foarte bun pentru persoana pe care o iubiți și care trece printr-o problemă. Aici poate fi vorba și de suferință în dragoste pe care o veți depăși cu siguranță. Iar în a patra săptămână avem un cavaler de spade care din nou încinge spiritele, dar de data aceasta va fi cu un succes foarte mare pentru voi. Văd o realizare, fie este vorba de un drum spontan care apare în străinătate, fie este vorba de o dorință care se îndeplinește peste noapte. Puteți avea de face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, mai apare un taur, un leu aici la voi. Prinde contur ceea ce se va întâmpla. Pe de altă parte, unii dintre voi veți încheia un capitol, un ciclu de viață foarte agitat, o perioadă în care nu v-ați mai regăsit, nu vă mai convine situația respectivă. Mai depășiți un blocaj pentru că scăpați de energiile acestea negative, apare schimbare. Foarte posibil ca unii dintre voi să vă hotărâți peste noapte să vă mutați în străinătate. Și lucrul acesta să vă încânte foarte tare sau să faceți o schimbare atât de mare încât să vedeți viața dintr-un alt unghi. Apar și mesaje de dragoste, apar și mesaje care vă umple sufletul de bucurie, vă încântă, sunt lucruri cu succes. În dragoste avem spânzuratul. Lucrurile cam stagnează în zona aceasta și vă zic și de ce, pentru că aici vă doriți foarte mult poate dragostea cuiva. Sau la un moment dat, deci lucrurile au evoluat până într-un punct în care a apărut stagnarea, nu vă mai caut, nu-și mai dă același interes, luptați prea mult pentru acea persoană. Și ce se întâmplă? Ajungeți în punctul în care spuneți stop, gata, până aici, m-am săturat să fug după această dragoste, m-am săturat doar eu să caut această persoană, m-am săturat doar eu să trag pentru povestea aceasta. Și în momentul în care vă retrageți și nu mai faceți nimic, acea persoană realizează și apare un nou început foarte concret. Pe de altă parte, poate fi vorba și de o nouă poveste. Da, vă retrageți dintr-o poveste toxică sau o poveste grea, o poveste în care doar voi luptați, doar voi trageți și în momentul în care vă retrageți apare mare dragoste sau o persoană care într-adevăr își dorește o relație pe termen lung, să clădiți ceva frumos, stabil și de durată în doi. Puteți avea de face și cu un semn de pământ, ar fecioară capricorn, zodia pește apare, da, o promisiune, parcă vă promite că totul o să fie bine. Prinde ocazia, o persoană care vă iubește foarte mult și vede momentul în care sunteți disponibili și încearcă norocul. Să știți că acea persoană chiar vine cu intenții foarte, foarte serioase, deși aveți tendința să credeți că vă minte, că vrea să vă folosească, că de fapt nu este adevărat nimic din ce vă spune. Pe de altă parte, în dragoste, unii dintre voi veți auzi de falsitatea unei persoane, alții dintre voi parcă vă simțiți închiși, blocați într-o anumită relație sentimentală, alții dintre voi parcă aveți dușmani, adică persoane care nu-și doresc să fiți fericiți și voi căutați această stabilitate și foarte posibil să o și găsiți în iunie. Pe planul profesional avem o 6 de monede, ceea ce aduce un echilibru, o satisfacție, dar și un nou început în unele situații. Pentru că eforturile pe care le-ați depus, nu știu, să obțineți un anumit loc de muncă, să fiți remarcat, să vi se mărească salariul, vor fi recunoscute în luna aceasta. Dar în alte situații văd și mai multe opțiuni, poate mai multe locuri de muncă, să aveți mai multe variante, poate chiar și un nou început, să reluați un loc de muncă sau o afacere. Tot ceea ce va veni pe planul profesional o să vă aducă multă satisfacție și împliniri, mai ales că depinde doar de voi ce vă doriți și veți obține cu siguranță. Pe planul financiar avem un 6 de spade. Apar niște variante din care să câștigați mult mai bine sau să vă descurcați financiar, dar nu știți exact ce vă rezervă viitorul, dacă este calea bună de urmat. Sfatul acesta sau, mă rog, partea... lucrurile acestea pe partea materială, da, poate veni de la un bărbat în semn de foc, berbecleu săgetător, nu sunteți foarte încrezători, poate fi vorba de o instituție, poate vreți să faceți un împrumut în luna iunie sau așteptați un semn pentru un împrumut.
Poate abia după jumătatea lunii iunie primiți surprize financiare să rezolvați, sau aici poate fi o vorba de o chestiune legală, să fiți într-un proces și nu știți exact dacă o să câștigați sau nu acel proces, sau poate vreți să vă cumpărați o casă, să vindeți o casă, apar surprize pe planul financiar, dar cel mai probabil după luna iunie, și văd că ați mai avut o ocazie și în trecut de a vă îmbunătăți siguranța financiară, dar ceva s-a schimbat. Iar pe sănătate avem un 3 de cupe. Aici vă bucurați de refacerea cuiva, de sănătatea cuiva, de recuperarea cuiva, poate după o boală, după o operație, o persoană din familie, și vă bucură foarte tare acest lucru, că a primit vești bune. Atenție la picioare, unii dintre voi, nu vă grăbiți. Dar să știți că apar vești bune pe sănătate. În primul rând este însănătoșirea cuiva drag. Pe de altă parte, în unele situații apare oarecare suferință în dragoste sau o frământare sufletească care vă poate afecta și pe planul sănătății, să știți. Dar așa, pe general, este o energie foarte bună și pe sănătate. Dacă conduceți, și aici trebuie să fiți un pic mai prudenți, pentru că voi sunteți atenți, dar oamenii din jur nu sunt. Aici trebuie să fiți un pic mai precauți. Surpriza vine cu turnul. Da. Asta da energie. Ei bine, se va dărma. Aici este o schimbare bruscă, un final brusc. Tot ce ați încercat să faceți până în prezent se duce de râpă, dar nu într-un sens negativ, pentru că se dărâmă relațiile care s-au clădit pe minciună, pe falsitate, pe rivalitate în dragoste. Se va dărma un loc de muncă în care nu v-ați regăsit, poate ce e o schimbare bruscă de loc de muncă, vă dați demisia brusc sau veți fi dat afară brusc și pe moment veți simți că totul e un dezastru, că de ce vi se întâmplă vouă acest lucru, dar de fapt totul este în favoarea voastră, că apar schimbări atât de frumoase cu un succes foarte mare. Tot ce se va dărma în viața voastră în luna iunie, de fapt, va lăsa loc unei construcții mult mai stabile și veți fi mult mai încântați. Va fi o situație pe termen lung. Aici vorbim și de fidelitate, vorbim și de prietenie, vorbim și de situații care vor dura în timp. Da, e vorba și de sinceritate. Da, sinceritate, loialitate. Atitudinea schimbătoare a unor persoane din jurul vostru. De exemplu, ați vrut să cheltuiți bani sau vreți să cheltuiți bani pe ceva anume și apare o altă situație care vă zdruncină și trebuie să dați neapărat bani în partea cealaltă și pe moment sunteți așa, vai, de ce mi s-a întâmplat mie, că eu aveam nevoie de banii ăștia pentru nu știu ce. Pentru că o să vedeți că apare o ocazie pe care să dați banii aia și vă încântă foarte tare. Cum v-am zis, cu locul de muncă, sau vă șochează o persoană în dragoste, o persoană în care nu aveți încredere sau pe care nu ați văzut-o niciodată cu ochi buni, sau o persoană care v-a făcut rău în dragoste până acum, brusc se schimbă și de fapt va lupta foarte mult să vă cucerească, să vă recucerească sau să vă recâștige încrederea, încrederea și respectul. Pentru că aici vorbim de situații foarte bine ancorate, foarte bine puse la punct, vă formați, vă clădiți un nou stil de viață, unii dintre voi, veți fi mult mai încrezători, lucruri frumoase. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!